În mod aplicativ, în timp ce fratele Beni ne vorbea despre acest subiect, aș vrea să vă rețin câteva minute doar. Ne gândim la Estera din Biblie. Relația lui Estera cu regele adesea simbolizează relația noastră cu regele ceresc. Și un verset ni se spune așa în Estera, capitolul 4, versetul 11. Toți slujitorii împăratului și poporul din ținuturile împăratului știu că este o lege care se pedepsește cu moartea pe oricine, fie bărbat, fie femeie, care intră la împărat, la curtea dinăuntru, fără să fie chemat. Numai acela scapă cu viață, căruia întinde împăratul toiagul lui împărătesc de aur. Și eu n-am fost chemat la împărat de 30 de zile. Amin. Aș vrea să înțelegem că Iisus este regele nostru. A fost foarte clar, fratele, în această seară, în această dimineață, un mesaj foarte clar. Și ne gândim la Estera. Ea știa legea, nu-i așa? Și totuși, trebuie să înțelegem aici un principiu. Se spune că rămân cu viață cei care merg în prezența regelui, doar aceia pe care regele întinde toiagul de aur, adică dă favoare, dă viață. Vedem că regele dă viață. Noi știm că atunci când vii în prezența regelui, tu trebuie să recunoști, așa cum spune cu Dumnezeu, cine este regele prin închinare, adică trebuie să știi că El este Dumnezeu, este rege. Adică în sensul că, de, așa cum spune Pavel în 1 Timotei, capitolul 1, al împăratului împăraților, Domnul domnilor, este slava, gloria, mărirea. Apoi Apocalipsa, capitolul 4, 5, vorbește despre această slavă și glorie pe care regii o au, dar regele regilor are cea mai mare onoare pe care cineva ar putea să o aibă, cu siguranță. Și vedem că atunci când Estera ajunge înaintea regelui, viața ei depinde de atitudinea lui Mardoheu, Ahasveros, mă scuzați. Aș vrea să înțelegem că Iisus Hristos, pentru El sfednicul este crucea. El a întins, spune că eu am chemat toți să vină la mine și El pe cruce a întins, am putea spune, favoarea, harul. Calvarul înseamnă că toată omenirea este chemată la El. Dar am vrea să ne gândim un pic. Estera este în mare pericol să moară, nu-i așa? Acel plan diabolic de Mardoheu făcut ca să o stingă toată națiunea evrească, dar Dumnezeu este Cel care este pe tron. Și vedem că atunci când Estera este în probleme, ea merge înaintea regelui, chiar cu prețul vieții sale. De ce? Fiindcă ea a avut o relație cu regele. Ea l-a cunoscut pe rege. Nu e așa că atunci când noi suntem în probleme, nevoi, știu eu, primejdi, crize ale vieții, noi trebuie să mergem înaintea regelui. Glorie Domnului! Și spune că regele și-a întins sceptrul pentru Estera și a dat favoare. Și de asemenea spune că i-a dat un vin care simbolizează Duhul Sfânt. Vedem, noi trebuie să îndrăznim să venim înaintea regelui, fiindcă la El este soluția. El ne oferă siguranță, răscumpărare, biruință în ispite. El dă salvarea, dar noi trebuie să recunoaștem domnia Lui. Noi trebuie să venim să știm că El este regele nostru și noi suntem, cum spunea fratele, slujitori, robi. Ne trebuie nici adesea, dar El ne-a dat onoarea să trăim ca fii de rege. Amin? Am vrea să ne rugăm picioare și am vrea să ne rugăm. Doamne, binecuvintează biserica aceasta în mod supranatural. Suntem regali datorită Lui, datorită regelui. Cuvântul Dumnezeu ne spune că El va veni a doua oară pe un cal alb ca rege. Aleluia, și ca judecător. Dar noi suntem mireasa Lui și noi vom fi la masă cu El. De aceea, până la venirea Lui,
ca și Estera, noi suntem chemați la slujire, noi suntem chemați la dăruire, noi suntem chemați să venim înaintea regelui, noi suntem chemați să dovedim prin ascultare și supunere că El este regele, nu noi, nu Charles este regele nostru, ci Hristos, Domnul, amin? Ne rugăm cu toată biserica și mulțumim pentru această dimineață și Domnul să-și înalțe slava și gloria peste robii Lui. Domnul să vă binecuvinteze, ne rugăm cu toții, amin.